cel 2-1, Drăghiceanu, cât de repede se mișcă, șut, e gol! Gol Rapidul! Minutul 12, giuleștenii deschid scorul aici în regie împotriva Făureiului. O acțiune personală a lui Drăghiceanu, acest jucător de 20 de ani, Marian Drăghiceanu, despre care oficialii Rapidului spun că este un jucător, nu are o talie deloc deosebită, dar are în schimb viteză, are viteză de reacție, se mișcă extraordinar, se execută Sefer în care o da Matuleviciu! 2-0 Rapid, 2-0, ce? Un jucător de aproape 30 de ani. Spuneam ceva mai devreme că e greu să-i faci față din punct de vedere fizic. Intervine Voicu acolo, trece, bună pasă în centru, gol! 3-0! Vine ca un expres, ca un Ionuț Voicu. Iată, de aici pleacă, intră între mai mulți apărători, îl vede pe Cristocea venind și nicio șansă, nicio șansă acolo pentru portarul George Stavrev. Nu neapărat oraș important. Oh, oh, ce greșeală! Ce greșeală! Dacă se va continua așa, repriza a doua ar putea aduce un dezastru pentru formația lui Bănel. Am văzut ceva mai devreme și o schimbare. A intrat Gabriel Cloșcă. Oh, ce gol frumos! Ce gol frumos reușesc cei de la Făurei. Nu are replică Drăghia. Și iată, este 4-1. Încă o dată a sărit acolo Stelian Niculiță. Mingea vine bine, vine bine lui. Acolo Catrici, cred că este jucătorul aflat. Catrici și Oanea în spate. E gol! Ce gol frumos marchează Jorza! Minutul 46. Jorza mărește avant la 1 Rapid CS Făurei. Da, începusem echipa Rapidului. Drăghia în poartă, Voicu, Iacob, Catrici, Oanea pe linia de fund. Despre Catrici, că va prinde multe meciuri la naționalele de juniori ale României și între timp Jorza face 6-1 și 53 a marcat Jorza pentru Rapid. Încă o dată faza, Matuleviciu nu iese șutul și Jorza, deși acolo a încercat un adversar să-l blocheze, trimite sub transversală pentru 6-1. Da, Matuleviciu încearcă în fața borzii Hlistei, 7-1, 7-1 Rapid, minutul 57, spune ce joacă Rapid peste nivelul acestei ligi a treia. Încă o dată faza, foarte ușor, foarte ușor se ajunge la poartă, aproape în joacă așa rapidiștii se duc la poartă și marchează. Pentru Sefer, Sefer dă la poartă, gol! Eurogol marcat de către Antonio Sefer în minutul 77. Antonio Sefer, venit în această iarnă. Sefer, nu e Jorza, Goge! Gol! 9-1! Lucian Goge, 9-1, iată, își, nu știu, hrănește orgoliul cu acest gol extrem a Rapidului. Pasa, sau totul fusese făcut aici de către Jorza, până la un punct i-a venit pe Cloșcă. Goge pentru Robinho, Robinho, 10-1, minutul 82, minutul și golul. Net superior ar fi adversarul. E adevărat, au pierdut echipe mari cu scoruri categorice, dar totuși